ce dietă e asta? Păi, acolo e dieta fără carbohidrați, acolo e cea bogată în proteine, acolo e dieta 5-2, aia e... Sosit pizza! Și aceea? Premiu pentru dietă! Hei, domnule tata! Îmi place noul tău pulover cu guler? Dar eu nu port guler! Oh, e gușa ta! Ești sigur că dieta funcționează? Absolut! Mă simt incredibil! Îmi dă așa multă energie! Da, tocmai ai dormit 36 de ore! Ah, înseamnă că am ratat o zi de mâncat! Ah, ce ciudat! De când am început dieta, rămâne fără mâncare așa repede că trebuie să merg la cumpărături zilnic! Poate fac ceva greșit! Știu, ar trebui să caut un serviciu de curierat! Gata! Hai să mergem la magazin! Dar tocmai ți-ai comandat o grămadă de mâncare! Dar trebuie să mănânc ceva până sosește, nu? Mestecatul arde cel mai bine caloriile! Îi iau o veșnicie! Nu-ți funcționează de dieta. Bine, te vom ajuta să-ți iei o dietă cum trebuie. Ce știți voi despre diete? Există internetul, nu e nevoie să știm nimic. Vom fi slabi inspirația ta. Impreslabii tăi. Vom fi... Gata, cred că am înțeles. Dacă vrei să iei dieta în serios, fii deschis și sincer cu privire la ce mănânci. Ai mâncare ascunsă prin casă de care noi nu știm? Tată! Am sperat că veți uita de întrebare. Nu e așa rea? Stai puțin. Gata, te încuiem undeva unde nu este mâncare. Pește file, m-auzi? Repet, pește file, m-auzi? E liniște aici, repet. E liniște aici, prosop de noapte. Sunt bovniță de noapte. Stai, receptez niște interferențe. Sună mestecat. Ce face acolo? Nu-mi dau seama, unde s-a dus? Are un burger, repet. Va trebui să intri. Darwin, să ai grijă. Domnule tata! A dispărut! E imposibil, ce vezi? Vai de mine! Burgerul e fals! E o capcană! Ai vădat! La frigider! E o degradare maximă. Dar simt că e un maxim familiar. Tata este așa rapid când e vorba de mâncare. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Folosim mâncare pentru a-l păcăli să facă sport! Ha, de regulă nu ne iese! Probabil n-ar fi trebuit să vă spuneți planul cu voce tare în fața mea. Nicio grijă, are o memorie groaznică! Și? Despre ce vorbeam? Iată! Merge! Dar simt că lipsește ceva. Rost pentru antrenament? Nu, suntem prea mari pentru asta. Rock electronic și editări? Vorba par bătrâni? E greu de spus. Cred că ăsta este avantajul grăsimii. Îți umple toate ghidughile. Cum?
Ghiciți-mi vârsta! Din era preistorică! Cum? Râdeți de mine? Când credeți că m-am născut? Nu știu, 1592? Poftim! Minus 100? 1492, atunci a fost descoperită America! E, haide, dă-ne un indiciu, era înainte sau după Hristos? Ce i-ați spus tatălui vostru? Nu-i vina noastră, era o capcană! Oh, iar voia să-i faceți complimente? Da, dar a primit o porție de realitate. Ei, doamna mama, și dumneavoastră sunteți bătrână. Sunt bătrână? Da, așa de bătrână că ai învățat să conduci pe cal. Așa de bătrână că ați costat din primul curcan de ziua recunoștit. Așa de bătrână că dacă ar fi să ai acum copii, ai naște de vârstă mijlocie. Da, așa de bătrână că... Ajunge! Să știți că nimeni nu rămâne veșnic tânăr. Să văd cum o să vă placă când o să vi se întâmple vouă. Ei, noi o să fim bine. Clar, am 12 ani de o... veșnicie. Cred că putem să fim siguri că vom rămâne mereu tineri, fără să ne schimbăm. Frate, ești... Ce se întâmplă? Cred că... Frate, ai vorbit așa de gros că mi s-au mișcat organele pe dinăuntru. Recunosc că a fost ciudat, dar nu voi lăsa asta să ne strice ziua. O sun pe Penny să văd dacă vrea să vină la mall. Casa Fitzgerald? Da, aș putea vorbi cu Penny? Vă rog! E o glumă? Nu. Sper să fie o glumă. Nu, stați, nu cred că înțelegeți. Eu cred că tu nu înțelegi. Crezi că poți suna la noi acasă ca să ne sperii? Crezi că mă sperie vocea ta? Uite aici voce care sperie. Ascultă-mă bine. Am niște abilități cu totul speciale pe care le-am dobândit de-a lungul unei cariere foarte lungi. În imobiliare. Dacă nu o mai sun niciodată pe fata mea, totul se termină aici. Dar dacă mai sun, o să te caut, o să te găsesc și voi construi o casă în jurul tău, fără nicio ușă. Bine, pa! Tu la ce te uiți? Nu știu, tu spre ce arăți? Haide, mergem noi doi. Bună ziua, două bilete. Pentru copii, vă rog. Râd din partea voastră. Unde? Ce? Unde vă e mândria? Unde vă e barba? Și securea? Hei, de ce ai o secure la volan? O folosesc ca să împing pedalele. Domnule, nu cred că înțelegeți. Nu suntem ceea ce... Vocile bărbătești de război nici v-au trădat. Oamenii noștri au făcut minuni în minele din Istrunde. Iar voi vă dați acum drept copii ca să luați un bilet mai ieftin. Rușine să vă fie! Hei, nu păcălim pe nimeni, suntem copii. Ar trebui să vă duc în fața sfatului bătrânilor. De ce vă trebuie bilet redus? Ai chef să mergem pe jos? Eu cred că am. Vezi? N-a fost prea departe. Uite! Oh, wow, una persoană gratis la bandă dublă adezivă. Adică de 4 ore adezivă. Nu, uite! Fursecuri duble cu ciocolată la jumătate de preț. De 4 ori mai multă ciocolată. Hei, stai! Unde sunt fursecurile? Hei! Oh, hei, ție! Știu că sunt un simplu funcționar, dar nu e frumos să vorbești așa! Oh, scuze! Oh, înțeleg? Acum ești obraznic? Știi că avem o politică pentru clienții nerespectuoși? Nu e vina mea! Așadar e a mea! Frate, ușurel! Ușurel s-o iei tu, tinere! Gata, până aici! Paza, avem cod portocaliu pe culoarul 13! Nu, te rog, nu-i vina mea! Da. Frate, ce se întâmplă? Nu pot să-mi controlez volumul vocii! Și acum Larry s-a supărat pe mine! Nicio problemă, las că rezolv eu! Domnule, sunt nevoit să vă cer să vă calmați! Suntem cali! Nu mă forțați să folosesc forța! Trebuie să schimbați nițel tonul! Nu pot! Bine atunci! Voi ați vrut-o! De fapt, nu am voie să fac nimic altceva decât să vă rog să părăsiți perimetrul liniște. Mai bine îl sun pe tata să vină să ne ia! Ei? N-a înțeles nimic din ce i-am spus și a spus că nu înțelege limba faxurilor. Oh, voce păcătoasă! Yes, cu tine! Se pare că n-a avut efect. Dumble, unde ai fost? De ce nu m-ai sunat? Veni vocea mea, cedat! Patterson, cumva o tratez cu răceală pe fiica mea? Fiindcă în acest caz am niște aptitudini speciale pe care le-am... Cred că avem nevoie de un doctor. Cum? Stai, așteaptă! Cred că avem nevoie de un doctor. Asta am zis. Alo? A, bine, nu e nimic.
Ella nu mai vine că e rău mamei lui și n-ar trebui să dansez, că părea destul de grav. Poate că Ella nu vine pentru că se distrează în altă parte. Nu, ți-am spus, mama lui se simte rău și Ella... Gata de o zi minunată afară. A, probabil că e veche fotografia. Dar ție nici nu-ți place de el, ce-ți pasă? Pentru că am mințit că e rău mamei lui ca să nu vină la cină. E un trădător. La burgerul vesel. Te gândești la ce mă gândesc și eu? Că o să-l prinzi cu mățasa? Nu mă gândesc la prânz, dar ideea ta e mult mai bună. Am ajuns prea târziu, suspectul a șters-o. Dar încotro. Scuză-mă, Larry, ai văzut un tip rotund și albastru? Cam așa de înalt? Uneori cam așa? Sau așa? Depinde.